Ajuns la cea de-a 17-a ediție, Târgul de Sfântul Andrei reunește la Galați artizani din toate zonele etnofolclorice. Vor fi prezenți meșteri populari cu lemn cioplit din Vâlcea și Colibaș de peste Prut, ceramică tradițională de Horezu și Braniștea și ceramică medievală de la Baia Mare. Cei aflați în căutarea unor piese vestimentare sau accesorii care să le completeze ținuta vor găsi pielărie și cojocărie din Grumăzești, Neamț, din Ruginoasa și din Colibaș, țesături, ii, costume și ștergători din Neamț, Bistrița, Breaza și de la Hanuconachi sau podoabe de la Roman. Nu lipsesc ouăle încondeiate, picturile, figurinele, păpușile și alte obiecte decorative. Artiștii Centrului Cultural Dunărea de Jos vor fi și ei prezenți. Ansamblul folcloric Doina Covârluiului, elevii claselor de folclor ai școlii de arte și grupuri folclorice din județ. Târgul va fi deschis zilnic între orele 10-22, iar spectacolul de deschidere va avea loc joi 30 noiembrie la ora 15. În celelalte zile de târg, gălățenii se pot bucura de spectacole, începând cu ora 17.